Salutare din nou, dragilor și dragilor! Astăzi m-am hotărât să fac o scarificare la un prieten acasă. Am hotărât să facem o scarificare fără supraînsămânțare, așa că folosesc scarificatorul cu sârme. Da? Dacă facem și supraînsămânțare, am folosit scarificatorul cu lame pentru a crea niște linii în sol în care să încolțească noua sămânță. După cum puteți observa, înainte cu 2 săptămâni am ierbicidat, așa că astăzi vom scoate toate uscăturile de peste an, plus cele care s-au uscat din cauza ierbicidării. Vroiam să fac un videoclip rapid în care să vă explic câte ceva despre scarificare, supraînsămânțare, fertilizarea de toamnă. Haideți să luăm un loc aici și să vorbim. Scarificarea, mie îmi place să o fac, să fac două treceri în X, adică o dată așa și o dată perpendicular pe el. La fiecare trecere așa, o dată merg în față, o dată vin în spate prin același loc pentru a scoate cât mai multă plantă uscată. Dacă gazonul nu este foarte plin de uscături, trec o dată așa. Deci o trecere înseamnă o dată și înapoi și o dată așa, adică o trecere încolo și înapoi, prin același loc. Dacă gazonul este plin de buruiană, plin de plante uscate, atunci fac trecerea așa, la 60 de grade așa și la 60 de grade așa. Atunci am 3 treceri, ceea ce îmi scoate mie foarte multă plantă uscată. Dar asta se întâmplă doar acolo unde gazonul este foarte plin de uscături. Dacă am folosit scarificatorul cu lame, să facem și supraînsămânțare, ideal ar fi să facem și un top dressing pentru a avea noile semințe acoperite de un strat fin de pământ. Nu este recomandat 100%, dar ar fi bine. Dacă nu facem supraînsămânțare, facem doar scarificare, adunăm, îi dăm un fertilizant de toamnă și am terminat. Dacă facem supraînsămânțare, în schimb, facem scarificarea, supraînsămânțarea, top dressing-ul, dar nu facem fertilizare. Niciodată nu recomand fertilizare imediat la însămânțare, deoarece noile plante care vor ieși din sămânță nu au rădăcină atât de dezvoltată încât să absorbă fertilizantul. Așa că, după ce facem supraînsămânțarea, lăsăm 4-5 săptămâni plantele să se dezvolte, să-și creeze propria rădăcină și după aceea venim cu fertilizant. Dacă eu fertilizez, practic fertilizez iarba deja existentă. Noua mea sămânță nu a încolțit încă, dar iarba existentă absorbe nutrienții și va crește. Va crește umbrind noua plantă care de-abia se dezvoltă. Dându-i 4-5 săptămâni perioadă de dezvoltare noii plantuțe, practic o ajut să crească, chiar dacă nu va crește la nivelul plantelor care deja le am în gazon, ajut noua plantă să crească, își dezvoltă rădăcinile, iar eu vin cu un fertilizant ajutând-o după aia să crească la nivelul noii plante. Deci practic îi dau o șansă să crească înainte de a fertiliza totul. De multe ori auziți sfaturi că după supraînsămânțare să fertilizați, mie mi se pare cea mai mare prostie, dar fiecare își laudă oile așa cum știe. Eu o să mă apuc de scarificat, vreau să termin. Sper că aceste sfaturi vă sunt utile, sper să trageți singuri concluziile. Între timp, eu vreau să termin de scarificat, o să vedeți cum scarific și în partea cealaltă. Până data viitoare, o zi faină, pa, pa!
Dacă pe video vi se pare că am împrăștiat cam puțin fertilizant, să știți că așa este. Dar am setat aparatul pe minim, am trecut odată cu fertilizantul în partea aia, odată cu fertilizantul așa, ca să acopăr cât mai uniform suprafața de teren, însă am aplicat doar jumătate din norma care trebuie aplicată, deoarece nu sunt adeptul a împrăștierii a 100% a produsului într-o singură aplicație. Spoon feeding, îi zice în engleză, adică hrănirea cu lingurița. Îi dai puțin, dar îi dai mai des și astfel nu apar creșterile alea de gazon. Când îi dai, crește ca nebunul, după aia nu-i mai dai 2-3 luni de zile, gazonul își pierde din culoare, din forță. Așa prefer să-i dau în fiecare lună, dar să reduc doza. Fie că e pe benzină, fie că este electric, fie că este pe acumulator, fie că are lame care taie în pământ, fie că are țepi cu care piaptănă gazonul, acest aparat se numește scarificator și asta face, atât face, scarifică gazonul. Aeratoarele sunt cu totul altceva, sunt alte mașinării. De obicei sunt pe benzină pentru că sunt mari, sunt grele, fac niște operațiuni mult mai grele pentru un aparat electric sau pe baterie. Acesta doar scarifică gazonul, nu îl aerează.